Nici frigul nu i-a oprit pe petrecăreți și au luat musafirii veniți de departe la o bucată de carne la iarbă verde. Ce sărbătoriți? 20 zile la Paști, familia întreagă și suntem o familie internațională, greci, români și moldoveni. Este foarte frumos atât timp cât suntem alături de cei dragi. Diaforetica pragmata, este să cante lego diaforetica, ala se genicez grame sunt acrivos to diapragma. Cozonacul și ouăle le-au lăsat acasă, aerul proaspăt cere frigărui. Ce bucate ați pregătit? Frigărui cu murături, ca tradiționale. Alții au avut motiv dublu de sărbătoare. Acum două zile a fost ziua de naștere a lui Gheorghe Moșnoi, care astăzi și-a scos prietenii în parc. Pregătim niște frigărui, ceva salate. Alături de el a fost tot timpul iubita. Să susțin, să fim împreună, să o fac mai fericit cu prezența mea. Nu a fost multă lume în parcul la izvor, însă cei care au venit și-au luat toată familia. Învierea în dovdit, să sărbătorim, dar ziua de naștere n-am dovdit. Și am hotărât să ieșim la o bucăță de carne. Ce sărbătoriți voi? Paștele. Am procurat niște mici la români. Sunt foarte gustoși. De mâine toată lumea revine la muncă.